Acum sarea alegerilor. Mai nou vedem că PSD și PNL doresc să comaseze alegerile europarlamentare și alegerile locale. Oamenii au început să mă întrebe. Este normal ca în timpul mandatului actualelor autorități locale să organizeze alegeri pentru alte autorități locale? În România, cu guvernarea PSD-PNL, este posibil orice. Dar sigur, este nevoie de o serie de modificări legislative, pentru că nu poți să ignori dispozițiile din legea 115 pe 2015 pentru alegerea autorităților locale și nici dispozițiile codului administrativ care vizează constituirea, organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale. Chiar dacă cei de la PSD și PNL spun că pot să facă orice în această țară și de altfel au demonstrat-o de foarte multe ori, ei trebuie să respecte dispozițiile legale și în același timp trebuie să nu uite că există o serie de decizii ale Curții Constituționale care stabilesc clar modul în care se organizează diversele tipuri de alegeri în România. De asemenea, nu trebuie să uite faptul că există un cod al bunelor practici în materie electorală și dacă tot suntem țară membră a Uniunii Europene și suntem de asemenea țară membră a Consiliului Europei, la Consiliul Europei există o comisie la care se adresau actualii guvernanți atunci când considerau ei că sunt afectați în interesele lor. Comisia aia se numește Comisia de la Veneția. Și comisia aceasta a stabilit lucruri cât se poate declare cu privire la modul în care se organizează alegerile într-un stat democratic.